ziua, prieteni, mă aflu în Germania, iar acesta este un drum național, așa cum este el în Germania. Am vrut să-l arăt pentru că foarte multă lume vorbește despre autostrăzile din Germania, dar aici sunt și foarte multe drumuri, unele dintre ele într-o situație și de o calitate excelentă. Să vedeți și mai multe detalii despre infrastructura din Germania, așa cum este ea, așa cum o știm cu toții și așa cum ne-o dorim. Știți ce este uimitor la drumurile acestea din vestul Europei? Unde sunt toate mașinile? După atâta vreme de condus în România, sunt efectiv surprins să văd că pe aici se circulă extrem de lejer pe aceste drumuri care nu sunt principale, sunt lăturalnice, dar trec prin munți. Există două explicații. Una ar fi că autostrăzile preiau toate mașinile de pe drumurile naționale, drumurile secundare. A doua explicație este că oamenii sunt la muncă și petrec timpul liber mai târziu, în weekend, când drumurile se aglomerează, dar nu ca în România. Și poate că ar mai fi ceva. Să știți că au parte de multe drumuri secundare și de autostrăzi, iar presiunea numărului de mașini asupra infrastructurii rutiere este mult mai mică, nu ca în România. În România, abia dacă avem 1000 de kilometri de autostradă, ceea ce este infim, foarte puțin, suntem la coada Europei. În România avem și drumuri naționale, foarte puține, iar de cele mai multe ori acestea trec prin localități unde evident se formează ambuteiaje. Aici, chiar dacă este o singură bandă pe sens, mașinile circulă pe autostrăzi, iar aceste drumuri nu intră prin localități. Prin urmare, circulația este foarte fluidă. Este fabulos cum peste tot sunt parcări. Ia uitați, și aici pot să parchez. Este fabulos că această infrastructură are parcări peste tot, chiar și pe acest drum secundar. Poți să parchezi, să tragi pe dreapta și să te odihnești. Aici este o parcare. O parcare obișnuită la marginea unui drum, așa zis, național, cu o singură bandă pe sens, unde sunt mai multe auto-utilitare care ar putea interveni acolo unde este nevoie de ele. De pildă, aceasta ar putea să măture, avem parte și de nisip, poate să vină și iarna, nu? Ce este impresionant și ce vreau să vă arăt, în afară de aceste păduri frumoase care sunt pe lângă drumul național pe care circul acum, este această minunată parcare. O parcare aranjată, frumoasă, curată, chiar în mijlocul munților, lângă drumul național, toată lumea poate veni, parca aici și să se plimbe prin munți. Iată și niște copii cu mama lor, probabil că au venit să vadă pădurea. Frumos, curat, civilizat și foarte aproape de zonele urbane, extrem de ușor de ajuns. Se poate circula pe aici și cu bicicleta, evident. Sunt într-o altă parcare, undeva în zona Frankfurtului și hai să vă arăt cât de curat este aici. Întorc camera. Cam atât de curat poate să fie într-o parcare. Evident că oamenii opresc și aici. Și nici nu sunt foarte multe coșuri de gunoi. Sunt în România, pe drumul Național 2. Stați să vedeți cum arată o oprire, un fel de parcare pe marginea acestui drum. Pur și simplu cei care au oprit aici și-au închipuit că aceasta este o ghemă de gunoi. Puteți să vedeți mizeria pe care au lăsat-o pe marginea drumului. Așa ceva nu vezi în Germania sau în Austria. Gunoaiele sunt peste tot. Evident că s-au adunat de ceva vreme. Chiar dacă autoritățile au încercat să le strângă, probabil că au apărut a doua zi din nou. Iată ce au lăsat șoferii români pe marginea drumului. Repet, drumul național 2. Drumul european E85. Unul dintre cele mai importante drumuri din România. Iar aici, prieteni, mă aflu într-o altă parcare. Este un zoo în preajmă. Cred că se numește Opel Zoo, din ce am văzut pe hartă. Aceasta este parcarea. Curată, liniștită, marcaje clare,
Există chiar și marcaje pentru autobuze, așa cum ar trebui să fie, așa cum am dorit să vedem și în România. Nu mai spun că nu prea vezi murdărie pe aici, e totul curat lună. Probabil că și amenzile sunt mari, din moment ce oamenii nu aruncă. Să ne întoarcem în mașină și să ne continuăm drumul. Nu mai zic că aici sunt și piste pentru bicicliști care trec pe lângă drumul acesta secundar. Wow, am tras pe dreapta ca să vă spun ceva. Voiam să ies din parcare și eram pe banda de accelerare. E bine, obișnuit în România, unde de regulă atunci când vrei să ieși de pe o bandă de accelerare, cei care vin accelerează la rândul lor, ca să stea în fața și să nu te lase, am lăsat-o un pic mai moale. Ce să vezi? S-au oprit toate mașinile. M-au lăsat să trec. Și am trecut. Uneori, normalul te fascinează, dar și te șochează. Asta dacă ești obișnuit cu agresivitatea din trafic din România. Da, prieteni, acesta a fost vlogul meu de astăzi. Nu uitați să vă abonați pentru alte vloguri jurnalistice ale subsemnatului. Pa! We'll be right back.